am făcut mai înainte. Nu știu dacă părinții voștri au curată. Deci prune cu bucățică de slăninuță. Slăninuța e puțin sărată, pruna e puțin dulce. Iese, ia câtă, hai să vă arăt să faceți și voi așa, da? Da. Se ia o bucățică de asta, îți scoate sâmburile din prună. Are un, vezi, pac? Da. Așa. O iei așa, înfășori chestia asta așa și un o scobitoare. Scobitoare. Asta e toată filozofia. Da. Ia încercat și voi. Veniți aici. Ia. Uite, o prună și o prună. Am dat de scoatem sâmbure. Așa, du. Da, a mea nu are sâmbure. Păi nu trebuie să aibă sâmbure, ce tu vrei să mănânci sâmburele, hă? Pune-o jos pe masă, înfășoară așa, mă, uite. Așa. E mai ușor așa. Așa. Da. Țac, țac, țac. Și uite. N-ai mai gătit niciodată, nu? Da. E un frumos început. Bag așa, ca să reziste. Da. Asta e toată șmecheria. Da? Astea se pun la cuptor, pare o să le la cuptor. Astea pe care le facem acum rapid, așa, o să le tragem într-o tigăiță, da? Da. Atenție mare de cine vrea să facă, nu prune afumate. Prunele afumate, după părerea mea, trebuie să dispară, pentru că în afară de fumul ăla cam amărui așa, nici nu-i sănătos. Prunele astea însă uscate la mod natural sunt absolut extraordinare și sunt mult mai bune decât alea băgate în pungă. Există pe la toate piețele, sunt oameni de la munte care fac niște prune de astea absolut. Sunt și mirezmate, nu? Ați văzut ce e frumos miros, da? Da. Bun. Dacă vrei, la aceste prune, poți să-i adaugi, ca să îmbunătățim chestia, putem să adăugăm niște zeamă de portocală. Fii atent așa. Da. Mai ales când o să fie ziua voastră, da? O să vă tratați prietenii cu chestia asta. Da. O bucățică de pâine de aia. Se poate face și cu jambon. Hai să vă dau să rup o bucată de pâine de aici. Ai văzut ce frumos crește pâinea la cetate? Da. Ați mai văzut pâine așa de mari? Părinții voștri fac de asta, nu? Nu. De ce? Spuneți-le de aici încolo. Uite ce coaje frumoasă, fiindcă e coaptă pe cu foc de lemne. Hai să vă dau și să facem un sandwich, așa ușor de... Asta este, știi ce e, da? Picior de porc afumat. Da, este jambon, pulpa din spatea porcului. Este ținut la sare, formă afumat la lemn de prun, pentru care culoarea roșie. Dar de ce se afumă? Și mai... fumul îi dă un parfum special, îl face și să reziste mai... E un conservant, dacă vrei, natural. Și după aia se mai face ceva, se fierbe în vin. Nu o să te îmbeți mâncând chestia asta, pentru că alcoolul se evaporă prin fierberea, da. Știi? Și rămâne numai sucul vinului, cum ar veni. Și atunci este foarte parfumat. Ia, gustați și așa, să vedeți dacă ce părere aveți. Nu se compară cu ce există pe, la supermarket sau la piață, că acolo toate sunt... ia zi-mă, tu văd că ai poftă de mâncare, că ai... E cam bun, da? Da. Poate o să mă apuc de gătit, nu se știe. Băgăm asta într-o tigăiță. Scăpăm așa, direct. Nu punem nimic, ca fiind slăninuță, ia să coace pendelete aici. Deci asta ar fi unul dintre felurile, când dați un mic party între voi acolo, da? Nu știu cum se cheamă, să zice party, nu se zice. Petrecere, așa. Ce mai vreau să fac? O chestie simplă și iarăși, cred că se leagă de copilărie, dovlecei pane. Ați făcut vreodată, ați mâncat, v-a făcut? Da. Dacă dovlecei sunt tineri, nu se mai curăță, că ea se poate curăța așa toată coaja, știi? Da.
Dar dacă ei sunt foarte tineri și ăștia sunt, nu e obligatoriu. Da, hai să îl facem pe ăsta așa. Spargem două ouă. Vedem dacă... să vă învăț. Întotdeauna la țară. Noi folosim mai o de țară, dar în perioada asta când sunt găinile la clocit, se mai nimerește cât un ou de la care n-a făcut pui și se amestecă cu oalea. Și atunci e foarte nasol. De asta îmbolnăvesc oamenii, că sunt ouă stricate. Da. Întotdeauna ouul trebuie să fie cu gălbenușul perfect după ce l-ai spart, albușul să se țină pe lângă el, da? Facem și o lecție de... Așa. Și pui separat. Nu, ăștia pe la anunț de se îmbolnăvește fac... Au, aia mare, sparg 10-20 de ouă și se nimerește unul nasol. Și a căzut peste alea. În mod normal trebuie să arunci toată aia. Ei iau ouă la stricat și l-aruncă, dar rămân germenii nasoi și după aia ai văzut, se umplu spitale de oameni care se distrează pe la nuși și sfârșesc pe la spital. Iarăși ouă este întreg, jap, jap. Am făcut, ne ajung două ouă. Așa, bătute cu puțin, cu puțin ulei. Da, ai desfăcut uleiul ăla? Nu l-ai desfăcut. Așa. Tăiem. Deci feliile de dovlecel, știi să tai? Ia, da, hai, da. Ia, să vedem pe ea întâi. Fii atent, deci să te învăț ceva. Da. Când tai orice și ceapa, o să tai, o să te măriți sau nu te măriți, că nu știu, să nu te chinui. Uite așa, ții degetele strânțe, puțin îndoite așa, știi? Adică să nu le ții așa, că o să faci dovlecel cu puțin buric de deget. Mm-hmm. Și atunci, fiind ca o gheară așa ții mâna, știi? Da. Și n-ai niciodată ghinionul să te... Și dai cu mâna în jos așa, să stai vreo unghie sau să te înțepi, știi? Da. Asta e tehnica. Puțin, la început mi-a fost teamă de el. Ia să vedem dacă ai învățat. Cum ții mâna? Așa? Deci, așa puțin. Așa. Și cu mâna vii mai în jos. Așa. Bun. Deci... Ca o gheruță, da? Da. Bun. E bine așa. Avem dovlecei. Vrei și tu să tai, mă? Da. Ia ține mâna. Cum, mă? Cum te-am învățat? Așa. Ca o gheruță. Așa. Și o tragi puțin. Nu băga vârful. Deci mai la... Du cuțitul mai la mijloc ca să nu ape... Așa. Vezi? Știi? Așa. Trage mâna. Bun. Deci am bătut ouăle cu puțin ulei. Poate vrei să faci o surpriză, maică, când e ziua ei. Da. Așa. Avem aici sare. Punem puțină sare peste ei. Da? Punem și puțin piper. Vă place cu piper? Da, da. Uh-huh. Bun. Îi punem în făină. Pot gusta puțin? Păi, te ia cu mâna de aici. Ia, mă, și tu. Deci tu ești mai pofticios decât ea. Ai burta la fel ca mine de mare. Să-i spui lui tactul să te mai alerge prin curte, da? Deci se dă prin făină. Da. Toată aglomerația de dovlecel. Îi băgăm în ou. Îi amestecăm așa, țac, 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 țac. Da? Se bagă până cașcaval. Pune ulei aici. Așa, băgăm, ia să vedem, e puțin încins, este. Mai pune puțin ulei. Atât. Atât de mult ulei? Da, totdeauna, văd că și tu îmi reproșezi, toți îmi reproșează. Decât să se ardă pe uscat, mai bine să se prăjească ca lumea, știi? Și se și lipește dacă nu pui ulei, știi? Asta este, da, o tigaie de clătite, de fapt. Ia veniți încoace. Că o să trebuiască să-i întoarcem pe partea aialaltă. Lăsăm ușor să se prăjească. Gata. Prima tranșe. Ușurel așa. Arată bine. A? Arată bine? Tu ce părai, mă? Foarte bine. Foarte bine? Da. Salivezi? Nu. Ia tu întâi. Una mai, sau îți place aia mai, așa, mai coaptă. Mai ia și tu două pe șestache, bagă una în buzunar, să ai pentru mai târziu. Așa, se poate pune, dacă vrei, uite, pun pe ea puțină zeamă de portocală. E mai bun așa? Da? Puțin acrișoară, nu? Așa. Da. Și aici, pune și peste asta,
Aici sunt prunele respective. Și o să... Foarte bune. A? Foarte bune. Foarte bune. Fii atent. Vămuța asta, când e ziua ta, țac, țac, prune, da, se găsesc la, și la calafat, și la... Bă, și pe aici, cred. Să nu fie de alea fumate. Slăninuță, afumată, luați așa, băgați în... gură? În, nu în gură, în muștar. Uite, ia. Ia și tu, tinere, alegeți una mai babană, așa, pune acolo muștar. Dacă vrei și puțină pâine. Merge și fără pâine. Da. Curaj, curaj, toată, că n-are sâmbure.